Vă salut, prieteni! Am fost nevoie să trec drumul partea cealaltă a bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt ca să pot să vă filmez în întregime această clădire, această splendoare. Până atunci, până să vă spun despre ce este vorba, am să vă rog să distribuiți acest clip video cât mai mult, cât mai puternic, ca să afle cât mai multă lume. Aici este adevărul, aici este ceea ce ei nu vor să spună și nu vor să facă, pentru că vor să vă fure și să vă prostească în continuare. Suntem la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare cu strada Ismail, unul dintre cele mai importante intersecții. Ștefan cel Mare cu Bodone și Ștefan cel Mare cu Ismail sunt cele mai aglomerate în fiecare zi. Vă spun, a fost nevoie să trec partea cealaltă a clădirii pentru că ea este imensă. Vă întrebați probabil de ce filmez această clădire, de ce filmez anume astăzi. Pentru că astăzi, în această clipă, când eu filmez acest clip video, în instanța de judecată se află Vasile Costiuc pentru niște terenuri, pentru cănașul lui, pentru că nu știu ce, niște fleacuri, niște măruntaie, în timp ce hoții mari și bandiții scapă nepedepsiți. Această clădire din spate a fost furată de al vostru Vlad Filat atunci când a fost ministru al privatizării. Jumate de cartier ocupă această clădire, se numește IPTECH S.A. Amintiți-vă atunci când Vladimir Filat a fost reținut de procurori la comanda lui Plahotniuc, câtă victimizare pentru Filat. Doamne, mititelul, opățitul, ia ca Filat își bate joc de el. Toată lumea credea și Filat vroia ca noi toți să credem că Plahotniuc l-a pedepsit pe Filat și iată, ei sunt dușmani. Nu este adevărat și astăzi am să vă demonstrez că Filat și Plahotniuc au bătut palma împreună. Că această clădire, în loc să ajungă înapoi în bugetul statului, să ajungă înapoi la moldoveni, a ajuns, de fapt, înapoi la, corect, la Filat și la apropiații lui. Haideți să o luăm pe rând. La 11 noiembrie 2016, în cazul lui Filat, s-au aplicat mai multe sechestre. Statul a sechestrat mai multe bunuri infracționale, mai multe bunuri, clădiri, terenuri și conturi bancare care aparțineau lui Filat și care au fost dobândite ilegal, pentru că ei împreună cu Șor și împreună cu Plahotniuc furau Republica Moldova și împărțeau banii între ei. Ca de obicei, dacă vă amintiți, Filat cu Plahotniuc s-au certat. Plahotniuc a spus despre Filat că este țigareta 1, țigareta 2, regele contrabandei. Filat despre Plahotniuc a spus că este proxenet, păpușar și așa mai departe. Și iată că a început războiul pentru puterea totală Republica Moldova. Nu mai vroiau să împartă puterea în doi. Plahotniuc mereu vroia procuratura, Filat mereu vroia CNA-ul, fiscul și vama. Acolo de unde iese mita, acolo de unde iese banii. Deci iată, această clădire este una dintre proprietățile lui Vladimir Filat, pe care s-a pus sechestru în anul 2016. Curios este faptul că această clădire astăzi nu mai este a statului și nu mai este sechestrată, pentru că prin niște decizii de instanță judecătorești, atenție, în timpul lui Plahotniuc, în timpul dominației regimului oligarhic Plahotniuc, aceste clădiri, aceste bunuri au fost înstrăinate. Știți cui aparține astăzi această clădire? Aparține fostei soții a lui Vladimir Filat, Sanda Divirician, care s-a căsătorit, atenție, după ce a divorțat de Filat, s-a căsătorit cu un consilier al lui Plahotniuc, Divirician, și mai bine de jumate de an se odihnește în Bali, într-o locație exotică, tropicală, în cele mai bune condiții pe banii moldovenilor. Această clădire oferă cele mai scumpe tarife pentru chirie în centrul Chișinăului, de la 15 până la 20 de euro pe metru pătrat. Iată că din 2017 și până în prezent, mai bine de 5 ani, în fiecare zi, în fiecare lună, acești oameni fac bani pe ghebul nostru. Această clădire putea fi un spital, putea fi o școală, putea fi tot ce doriți dumneavoastră, putea fi o clădire de oficii pentru stat care să aducă bani în buget pentru pensii, pentru salarii și pentru a crește economia. În schimb, această clădire aduce bani în buzunarul lui Filat și a Sandy Divirician, care este căsătorită cu, atenție și nu spun întâmplător, cu consilierul lui Plahotniuc. De ce atrag atenția asupra acestui lucru? Pentru că în 2012, atenție, în 2012, Sanda Filat și Filat au divorțat. În acel divorț, Sanda a spus că nu are nicio pretenție financiară, că nu dorește să împartă niciun fel de averi cu Vladimir Filat. Pentru că, atenție, peste 5 ani de zile, când s-a pus sechestru pe această clădire, peste 5 ani de zile, Sanda Divirician să se trezească și să-și amintească că sunt proprietăți pe care ar vrea să le aibă și ea. Și a venit în instanță cu o cerere ca să fie revizuit dosarul de divorț, ca să-i fie date și ei proprietăți, să-i se dea acțiuni, să-i se dea proprietăți, să-i se dea banii lui Filat. Legea
Codul familiei spune foarte clar că partajul averii se poate face maxim în 3 ani după desfacerea căsătoriei. În 2017 se împlineau deja 5 ani de când Filat și Sanda erau divorțați. Și totuși, instanța de judecată, domnul judecător Țurcan și alți judecători corupți din Republica Moldova i-au făcut dreptate. Deci, atenție, peste 5 ani după divorț, Sanda Filat s-a trezit că vrea bani de la Filat, încălcând procedura și termenul legal de 3 ani de zile și a intrat în posesia acestei clădiri, deși pe ea era pus un sechestru. Deci, această clădire era a statului, urma să se întoarcă în bugetul Republicii Moldova, dar n-a fost să fie, pentru că în momentul în care au văzut că pierd banii, Filat și Sanda s-au mobilizat. Au mers repede în instanță și au cerut acest lucru. Am dovada aici, am dosarul de judecat. O altă nuanță foarte interesantă. Unul dintre acționari aici, în această clădire, era chiar fiul lui Filat, Vlad Luca Filat. A fost schimbat rapid din acționar în 2017 și acționar principal devine finul de cununie a lui Filat. Filat fiind nașul lui. Știți ce fac ei? Pe această clădire și acțiune puse sub sechestru, decid să le vândă. Și Plahotniuc se face că nu vede. În 2017, când instanțele erau a lui Plahotniuc, i-au permis lui Filat să-și retragă proprietățile. Și vreau să vă arăt acest lucru ca să fiți siguri că eu nu vorbesc ca ploaie. Aici am o sesizare pe care am să o duc la CNA și la ARB, adică Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Deși pe Filat s-au pus sechestre de milioane, într-un final i-au fost sechestrate doar 4 mașini. Doar 4 mașini. Iată monitorul oficial al României. Haideți să începem cu început. În 2016, în dosarul 2016, prin cazul lui Filat, s-a dispus aplicarea măsurii de asigurare sub formă de confiscare. Această clădire a fost una dintre proprietățile confiscate de la Vladimir Filat în folosul statului, în folosul moldovenilor. Capital Invest Company și Iptech S.A. 49% de acțiuni și 95% din acțiuni. Totuși, în 2017, Păvăleanu, adică finul de cununie a lui Filat, convoacă adunarea generală a acționarilor și decide înstrăinarea celor mai valoroase active. Vinde clădiri și terenuri. Iată monitorul oficial al României în care se publică deciziile și anume, fiți atenți, se revocă membrii Consiliului de Administrație, respectiv Filat Vlad Luca, fiul lui Filat, era acționar al acestei clădiri, în posesia căreia Vladimir Filat a intrat atunci când a fost ministru al prihvatizării, am mai spus acest lucru. Se stabilește noua componență a Consiliului și anume Păvăleanu Virgil, care decide ulterior, iată, se împuternicește Păvăleanu Virgil să realizeze solicitările celelalte formalități necesare privind înregistrarea modificărilor în Registrul Comerțului. Deci dumnealui Păvăleanu, finul lui Filat, că este vorba și de Plahotniuc aici, face un contract de vânzare-cumpărare, iată-l. Iată, vinde aceste proprietăți, iată contractul de vânzare-cumpărare, probe care astăzi vor ajunge la procuratură, la CNA și la ARB. Ferita Sfântul să se facă că nu le-au primit și nu le-au văzut. Așa? Și vând, știți cui? Lui Zămăsteanu Cristin. Prima problemă. Cum puteau fi vândute în 2017 bunuri asupra cărora au fost puse sechestre? Aceste proprietăți erau ale statului Republica Moldova. Nu puteau fi vândute, prieteni, nu putea să vândă Păvăleanu și Iptech, nu putea vinde ceea ce aparținea statului. Doar dacă nu știa Plahotniuc despre acest lucru și doar dacă Plahotniuc nu le-a permis să facă acest lucru. Deci, ca să fie foarte clar, Plahotniuc și Filat au bătut palma, dragi prieteni. Plahotniuc și Filat s-au înțeles, tocmai de asta a ieșit Filat mai devreme din pușcărie, tocmai de asta proprietățile lui Filat au scăpat basma curată și banii sunt în continuare la el. Nici un leu din cei confiscați nu a ajuns în bugetul statului. Și astăzi procuratura, CNA-ul și ARB-ul se face că nu vede, de asta îi vom obliga să vadă, le vom duce aceste dovezi de față cu dumneavoastră. Acestea sunt documente oficiale din monitorul oficial al României, este contractul de vânzare-cumpărare și deciziile instanțelor de judecată. Haideți să continuăm! Iată contractul de vânzare-cumpărare. Fiți atenți, prieteni, haideți să vedem când a fost făcut acest lucru. Anul 2018, luna aprilie 04. Exact atunci când Plahotniuc era în toiul puterii sale. Spuneți-mi mie, vă rog frumos, prieteni, este posibil ca Filat, fiind dușman cu Plahotniuc, să facă asemenea lucruri? Bineînțeles că nu, doar dacă Filat și Plahotniuc au bătut palmă.
Aici aveți o decizie a instanței de judecată, judecător Ion Țurcan, care spune că se admite parțial cererea de chemare în judecată a Sandei Divirician, care spune că avea o altă familie anterior, însă după căsătorie și-a schimbat numele. Și-a schimbat numele din Nadejda Filat în Sanda Divirician. Așa? Și vrea să intre în posesia unui bun de pe Mitropolit Gurie Grosu și se constată proprietate comună în Devălmășie. Deci, atenție, atenție, dragi prieteni. Această decizie datează din 2017. Căsătoria lui Filat cu Sanda a fost desfăcută în 2012, peste 5 ani de zile, peste 5 ani de zile, neglijând termenul legal de 3 zile, de 3 ani, pardon, peste 3 ani putea Sanda să vină și să-și ceară proprietățile. Peste 5 ani, când a văzut Sanda și Filat că moldovenii își vor recupera bunurile, au spus, nu, aceste bunuri nu vor ajunge înapoi la moldoveni. Aceste bunuri vor rămâne la noi. Și iată o altă decizie a instanței de judecată. 10 noiembrie 2017, judecător Bostan, Pahopol și Negru. Acești judecători sunt vizați în foarte multe dosare pe care Republica Moldova le-a pierdut și care au fost păguboase pentru moldoveni. Iată aici detaliile, așa, iată. La momentul desfacerii căsătoriei, fiind minori, rămânând în grija mamei, pe durata căsătoriei împreună cu părâtul au dobândit mai multe bunuri, virgulă, ar trebui să adauge, de la moldoveni furate. Acestea fiind supuse regimului proprietății în Devălmășie, lipsind vreun contract matrimonial. Așa, casă de locuit, construcții accesorii, terenuri, bunuri, numere cadastrale și așa mai departe. Reclamanta a menționat, Sanda a menționat, că a avut cu Filat o înțelegere în privința locuinței și constructiilor accesorii, conform căreia acestea urmau a fi transmise în întregime, deoarece după desfacerea căsătoriei, copiii minori au rămas în grija sa. Formalizarea transmiterii bunurilor în litigiu urmând a fi realizată oricând la solicitarea sa. Și iată aici se spune că... Iată aici se spune foarte clar că dumneaei cere ca sechestrul aplicat de stat să fie ridicat și să-i fie transmis atenție de la compania, așa, vedeți? Aici este ascuns, este Capital Invest Company și este vorba despre Ipteha sa. Să-i fie transmise acțiunile de la aceste clădiri, de la aceste proprietăți, să-i fie transmise ei. Așa, așa, și reprezentantul Ministerului Finanțelor a încercat să se opună și a spus că potrivit articolului 25 al Codului Familiei, împărțirea bunurilor care sunt a soților se poate face maxim în 3 ani, nu în 5, prieteni, nu peste 5 ani, ori Sanda Filat a divorțat de Filat în 2012. Și iată aici, atenție, deși statul a pus sechestru pe bunurile acestea furate de către Filat, totuși în 2017 sunt convocați toți acționarii de la Ipteh, sunt convocați pentru a vinde terenurile și pentru a le înstrăina. Dați-mi voie să strâng aceste hârtii. Aici avem puțin vânt și tare n-aș vrea să le pierd. Procurorii noștri se pare că le-au pierdut. Procurorii noștri se pare că se fac că nu le văd. Stați să se vadă bine clădirea din spate ca să fie foarte clar. Salut, Dănuța, salut. Iată, această clădire, dragi moldoveni, v-a fost furată. Furată de două ori, prima dată atunci când Filat a fost ministru al privatizării și a doua oară după ce a fost pus sechestru pe acest bun și Plahotniuc i-a permis și l-a ajutat pe Filat să o întoarcă înapoi în proprietatea lui. Aici sunt dovezile, aici sunt deciziile instanțelor de judecată. Procuratura se face că nu vede, procuratura se preface că doarme, aceste decizii de instanțe se pierd, nu sunt de găsit, nimeni nu vrea să elibereze o copie, deși sunt obligați să publice aceste decizii. Deciziile instanțelor judecătorești sunt publice, știți foarte bine acest lucru. Iată ce se întâmplă în Republica Moldova. Imediat acum voi merge în fața procurorilor, văd că ei sunt foarte curajoși, au venit la Costiu cu mascați acasă, dar la Dodon acasă cu mascați n-au venit, pentru că nu se poate, pentru că au bătut palma. Și să fie foarte clar, mână pe mână se spală. Nu există unul mai rău și unul mai bun, Filat sau Plahotniuc. Ei ambii împreună au jefuit Republica Moldova până în clipa în care, din cauza concurenței, nu au mai putut împărți banii între ei. Și atunci au început să lupte, amintiți-vă, cum se atacau unii pe altul. Filat a pierdut războiul în fața lui Plahotniuc și i-a fost pus sechestru și ani de pușcărie. Doar că ulterior ei s-au împăcat și au bătut palma. Și astfel, Sanda Filat ajunge la consilierul lui Plahotniuc Divirician
finul lui Plahotniuc ajunge să vândă aceste proprietăți și să le scoată de sub sechestru, și toate astea în timpul în care Plahotniuc domina Republica Moldova. TV8, băi, Mișeilor, Gonța, care trăiește în casa furată de la moldoveni pe banii lui Filat, Rață și toți ceilalți. De ce nu spuneți lucrurile astea? Când ați fost în penitenciar la Platon și Filat, de ce n-ați spus aceste lucruri? Că Filat și Plahotniuc au bătut palma, că aceste proprietăți au fost furate din nou de la moldoveni. Această clădire trebuia să ajungă din nou în buget, trebuia să fie un spital, o școală, trebuia să fie o casă de copii, trebuia să fie o clădire de oficii care să aducă bani lunar la moldoveni. În schimb, a ajuns din nou în buzunarul lor, iar ei se odihnesc în Bali, în destinații exotice, pe banii voștri, ai moldovenilor. Eu voi continua această luptă, asta este doar prima picătură. Vă asigur că avem încă foarte multe dovezi și o să-i băgăm degetul în fund, așa încât să nu mai poată fugi pe aici, pe acolo. Dragi moldoveni, vă rog foarte mult, în special cei din diaspora, distribuiți acest clip video să știe cât mai multă lume. E foarte important acest lucru, pentru că ei finanțează din bani furați presă ca să spele la creier moldovenii, ca să-i prostească. Noi aici avem un antidot, avem un tratament, avem un leac împotriva propagandei. Acest leac este adevărul. Iar pe la Costiuc văd că vor să ceară astăzi încă 30 de zile de arest. Vedeți? Cel care filmează și arată hoțiile ajunge la dubă, iar cel care fură scapă basma curată. Domnilor procurori, vreau să văd ce răspuns veți da în privința acestei sesizări. Chiar acum merg la procuratură, chiar acum merg la CNA, chiar acum voi merge la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Cum se face că aceste clădiri, terenuri, conturi bancare și proprietăți au ajuns din nou la Filat și la prietenii lui? Cum se întâmplă acest lucru? A? Mai are oare Filat curajul și tupeul să iasă în fața moldovenilor, să-i prostească, să pozeze Filat în victima lui Plahotniuc? Plahotniuc este cel care i-a permis să-și întoarcă proprietățile. Judecătorii lui Plahotniuc, în timpul lui Plahotniuc, i-au permis să-și scoată de sub sechestru toate proprietățile. Sunt gata să ies într-un duel verbal cu Vladimir Filat oricând, la orice oră, la orice televiziune. Și vreau să văd câte posturi de televiziune vor da astăzi la știri această informație. Public tot, dosarul integral, vă subliniez pas cu pas fiecare centimetru de minciună pe care au făcut-o. Haideți să vedem împreună. Avem presă liberă în Moldova sau avem doar curvi și ticăloși care papă banii lor? Nu mi-este rușine să spun acest lucru. Da, este un cuvânt necenzurat, dar asta sunt ele. Niște curve ordinare care au luat bani de la moldoveni. Trăiesc pe averile noastre, în timp ce voi trebuie să plecați peste hotare. Noi nu avem aici salarii și pensii decente. Nu putem să le avem, pentru că ei trebuie să ia totul. Ei vor să ia totul pentru ei. Moldova e doar pentru ei. Pentru noi, sărăcii, plecați moldoveni prin Germania, Franța, Italia și Marii Britanii să ștergeți cururile și să lucrați la negru. Dar ei străiască în lux. Iată, această clădire este a voastră, moldoveni. Ea vă aparține. Dar au furat-o. Mulțumesc frumos pentru atenție. Nu vreau să vă rețin prea mult timp. Lucrurile vor continua. Filat. Dragul meu Filat, tizule, tiosca, cum spune Moldova, salutări ții, chiar crezi că toți moldovenii pot fi prostiți? Chiar crezi că noi nu știm? Chiar credeai că adevărul nu va ieși la suprafață? Va ieși. Îți promit eu, cât voi trăi și cât există oameni ca noi, cât există unioniști și patrioți, tu n-ai să scapi basma curată, n-ai să-i prostești pe toți. Ai vrut să te arăți că ești mare victima lui Plahotniuc? Credeai că nu o să aflăm de banii pe care îi dai Angelii Gonța la TV8 să-ți facă vizualizări și știri bune? Am arătat, prieteni care vizionați acum acest clip video, dați scroll, mergeți mai jos în postările mele mai vechi și o să găsiți, v-am arătat știrile de pupat în fund făcute de TV8 pentru Vladimir Filat. Și am publicat și înregistrarea audio, interceptarea cum vorbesc ei la telefon, atenție, Filat vorbea de pe telefonul lui Plahotniuc, pentru că Plahotniuc i-a transmis lui Filat în pușcărie un telefon mobil de pe care se poate vorbi și să-și rezolve întrebările. Despre asta nu vă spune al vostru Vlad Filat. Sau despre faptul că dădea 30-50 de mii de euro la TV8 Angelii Gonța ca să-i facă vizualizări, ca să-i facă știri bune. Nu vă spune doamna Rață despre acest lucru. Când lucra la Ziarul Național, câți bani primea din Banca de Economii drept salariu? Doamna Mariana Rață, v-am promis că vă lăs la desert. Voi arăta moldovenilor cum primeați bani de la Banca de Economii pe care o fura Șor cu Filat? Cum primeați salariu de mii de euro de la moldoveni? Și acum aveți tupeul și nerușinarea să ne învățați pe noi ce e bine și ce e rău, ce este justiție și dreptate? Aveți acest tupeu nemărginit, doamna Rață, să ne publicați astăzi o postare? Intrați pe pagina doamnei Rață, azi a făcut o postare că
cu procuratura noastră și prioritățile ei greșite. Cum așa, vai, 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 în loc să-i pună la pușcărie pe Dodon și pe Plahotniuc, s-au luat de capul lui Costiuc. Doamna Rață, nu vă este rușine atunci când vă vedeți și vă întâlniți cu domnul procuror Morar și vă transmite informații din procuratură ca să faceți investigații și să le publicați la TV8 ca mai apoi să vină procuratura și să rețină pe acești oameni. Nu voi ați făcut această investigație cu câteva zile înainte să ajungă procuratura acasă la Costiuc? Nu vă este rușine? Ori ați văzut că moldovenii se trezesc? Ați văzut că s-a ridicat o mare gălăgie, un mare tamtam împotriva voastră și vă este frică? Dragi moldoveni, eu vreau să vă rog ceva foarte important, nu doar să distribuiți acest clip video. Scrieți, vă rog, în comentarii de unde sunteți, unde vă aflați și priviți acest clip video. Haideți să ne unim, haideți să ne consolidăm, să ne organizăm. Suntem mulți, dar nu suntem uniți. Asta este problema noastră. Scrieți aici de unde sunteți, haideți să ne organizăm în grupuri și haideți să dăm jos această clică ticăloasă și mizerabilă de oligarhi care ne-au furat și ne fură în continuare. Eu am dovezi suficiente, am suficient curaj să spun lucrurilor pe nume. Alaiba! Când fura Filat Banca de Economie și tu erai consilierul lui la guvern, în cel mai luxos birou din guvern, am să arăt biroul acesta, ca să știi foarte clar moldovenii. Alaibă ăsta avea încă tupeul să meargă să filmeze birourile deputaților și să spună, uitați-vă ce lux este aici. Băi, nu vrei să filmezi biroul în care lucrai tu pentru Filat? Să vedem acolo lux. Iată, acolo este lux. Nu spuneai tu, Alaibă, că Banca de Economie este bine și nu se fură? Domnul Alaiba, nu vrei să-mi arăți cât e de bine Banca de Economii? Câte mii de euro primeai salariu în fiecare lună de la Filat ca să-i speli imaginea? Ce scriai tu în acel articol? Acest atac împotriva Băncii de Economii și a lui Filat se face pentru a denigra imaginea Partidului Liberal Democrat și a lui Filat. Da? Unde-i Banca de Economii, ticălosule? Mai ai astăzi glas să ne spui ceva? Sau Spânul, care era un alt consilier al lui Filat, responsabil de imaginea lui în spațiu public, care coordona presa oligarhică? Da, Lucinski cu TV7, la care lucra Natalia Morar, cu care a concubinat 11 ani de zile. Iar Lucinski este omul rușilor. Tatălui a fost cel care a primit de la Putin direct bani și clădiri. O recunoaște chiar el. Am publicat într-un reportaj, Republica Natasha 4 se numește videoclipul. Acolo este un interviu cu tatălui Lucinski în care el recunoaște că Putin i-a făcut cadou, atenție, un apartament în Arbat, în centrul Moscovei și un teren cu casă luxoasă în Rubliovka, cel mai luxos cartier din Federația Rusă, din Moscova. Iată, ăsta este adevărul, prieteni. Haideți că se apropie ora de final de zi, este vineri și eu vreau să reușesc astăzi cât mai repejor să depun aceste sesizări și le semnez cu numele meu, nu mi-este frică de voi. Vreți să veniți la mine acasă? Veniți, prieteni, dar aveți grijă că o să aveți tare multe probleme. O să pierdeți dosarele la CEDO și vă asigur că o să săriți din funcție mai repede decât vă așteptați. Eu merg la biserică duminică, dar este o vorbă, nu sunt prea mers la biserică. Încercați-vă norocul, prieteni. Încercați-vă norocul și veniți la mine acasă la 6:30. Încercați să veniți la mine cu busul de la CNA și atunci o să vedeți ce o să se întâmple. O să sară în aer, cum o zis Filat, numai că acum chiar o să sară în aer. Tot despre voi, cât mită luați pentru dosare, cât costă un an ca să ieși de la pușcărie. Oameni care vor ieși și vor vorbi și vor spune cărui procuror câtă mită au dat ca să scape de ani de pușcărie. Și ferita sfântul cineva din voi să fugă de Republica Moldova. Noi nu suntem blocul acum. Noi nu suntem cei de la PAS să vă lăsăm să fugiți cu aeroportul, pe cu avioanele. Nu. Nu o să vă găsească nimeni când o să dispăreți de Republica Moldova. Aveți grijă, vă fac o amenințare deschisă. Corupția trebuie să se teamă Republica Moldova, nu să umble curajoasă pe stradă. Băi, nu o să vă găsească nimeni, băi. Nu o să vă găsească nimeni atunci când o să dispăreți. Să știți acest lucru. Nu fiți așa de mari, curajoși. Nu fiți atât de puternici. Fiecare din voi are o singură viață și o singură moarte. Stați liniștiți, pentru tot ce faceți în viața asta o să răspundeți. A venit timpul să răspundeți. Nu proteste. Nu o să îmblăm cu foaie verde lobădă. Noi o să venim direct la voi și o să vă cerem socoteală. Și ferita sfântul vreunul din voi, ferita sfântul, să înceapă să încerce, să facă ceva, să vină peste noi. Încercați. Încercați, eu vă încurajez. Veniți la mine acasă. Veniți la mine acasă. Și o să vedeți ce o să se întâmple. Încercați să veniți la mine acasă. CNA-ul, busul sur, veniți la mine acasă, strada Miorița, 5/2, apartamentul 9, etajul 3, veniți la mine acasă și o să vedeți ce o să se întâmple. Fiecare ofițer care o să intre la mine în casă, o să aibă de dat răspuns, tot, absolut, cât o furat, de unde o luat, ce o făcut. Și știți cum se întâmplă, scurt circuite, casa oricât de luxoasă n-ar fi, ea poate să ardă într-o noapte, mașinile pot să ardă, vedeți că la știri arată noaptea cum ard mașini. Încercați, prieteni,
Eu nu mă joc cu focul și nu vă spun ca tot domnul că o să sară și orice ele. Ajunge. Pe mine deja ne-a ajuns până la gât rapănul și mizeria asta. Din clasa 12 urmăresc politica și văd cât rahat mâncați voi în fiecare zi și simulați lupta cu corupția. Clădirile astea, bani și averi cu nemiluita milioane pe care le-ați furat voi. Nu vă este rușine? Ajunge!